Societatea Comercială Activitatea Goscomorăștie S.A. furnizează servicii de apă și canalizare în orașul Paliei, dar și în alte patru comune din zonă, respectiv Beriu, Orăștioara de Sus, Rapult Mare și Turdaș. De câteva zile, societatea din Orăștie a primit statutul de operator regional de apă. Acest statut, care a fost primit recent la Sinaia, la adunarea generală a Asociației Române a Apei, a fost acordat societății din Orăștie pe baza activității depuse, iar acest lucru le permite celor de la activitatea Goscom o mai mare deschidere către accesarea de fonduri europene și implicit de implementarea unor noi proiecte. La adunarea generală a Asociației Române a Apei, care a avut loc la sfârșitul lunii mai la Sinaia, activitatea Goscom a fost acceptat ca operator regional de apă și canal, în toate structurile și în comitetele Asociației Române a Apei și, de asemenea, a existat o comunicare către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în care spunea că suntem operator regional de apă și avem un portofoliu de proiecte, ceea ce corespunde întru totul realității. Chestiune care ne pune într-o poziție de a putea face pașii următori pentru accesarea de fonduri și pentru a ne pregăti și a ne consolida instituțional, în așa fel încât să putem implementa proiecte, să putem pregăti proiecte și să facem tot ceea ce face un operator de apă serios. Fabius Chiseli, directorul Societății Comerciale Activitatea Goscom S.A. Orăștie, consideră ca normală primirea statutului de operator regional, societatea din Orăștie devenind astfel a treia de acest gen din județ. Acest statut însă implică și anumite standarde, care înseamnă o creștere a calității serviciilor și a relației cu beneficiarii și cu salariații. Chiar dacă suntem un operator mic, nu ne propunem neapărat lucruri mari, ne propunem doar o normalitate, așa cum trebuia să fie, la nivelul anului 2022. Asta implică foarte multe lucruri, inclusiv o relație corectă cu salariații, în primul rând o relație bună cu clienții noștri, cu utilizatorii de apă și canal, și în al treilea rând o activitate pe criterii de eficiență, pe criterii de stabilitate și siguranță în funcționare. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri, emisiunea de la A la Z, în care este invitat Fabius Chiseli, directorul Societății Comerciale Activitatea Goscom S.A. Orăștie.